Peter Costea, un nume care auzim tot mai mult în ultima vreme și de care sunt sigură că vom mai auzi în viitorul apropiat. Vă mulțumesc pentru prezența nostru. Mulțumesc pentru invitație. Domnule Costea, v-ați anunțat în decembrie anul trecut candidatura ca și deputat independent pentru Parlamentul European. Noi știm care e platforma pe care doriți să o promovați acolo. Înainte de a discuta multe lucruri care ți-e candidatura dumneavoastră, eu vreau să vă cunoaștem mai mult ca și om. Cine este Peter Costea? Ce anume vă definește? Cum sunteți ca om? Mulțumesc pentru întrebare. M-am născut în România, m-am născut în Bihor, într-un sat din Bihor, în decembrie 1956, deci am 57 de ani. Cu mila Domnului, prin mila Domnului. Și la ora actuală locuiesc în Statele Unite. Am loc, de fapt, în Statele Unite din 1978, când am plecat din România. Sunteți un om a două tărâmuri, putea spune așa, legat sufletește de amândouă? Da, într-adevăr, da. Sunt natural legat foarte mult de România, de valorile României, sunt legat foarte mult de ghilia strămoșească. Am plecat din România nu pentru că a fost bine, pentru că a fost greu și pot să dau detalii dacă este de interes pentru public. Natural, sunt foarte mult atașat și de Statele Unite. Am locuit în Statele Unite de 35 de ani, mai mult de 35 de ani, mai mult de o jumătate de viață. În România am locuit doar 21 de ani. Sunt atașat și de ghilia texană, de ghilia americană, țară care mi-a dat ceea ce în România comunistă n-am putut să obțin și ceea ce, de fapt, o țară mamă ar trebui să dea fiecărui copil al ei, educație, școală, valori, libertate. Deci aceste oportunități le-am primit în țara adoptivă, care este Statele Unite și statul Texas. Politicienii tind nu de puține ori să își creeze anumite imagini, aș spune eu ireale, pentru că le creează atunci în campanie electorală, doresc să atragă voturi și apoi, după ce câștigă sau nu alegerile, nu reușesc să se ridice la nivelul acelei imagini pe care au creat-o. Și cred că din cauza asta de multe ori avem o părere deformată despre politicieni, pe lângă poate incompetența de care au dat dovadă de multe ori. Ce lucruri vă definesc personal? Care sunt pasiunile dumneavoastră, rămânând în același registru al omului Peter Costea? Da, mă pasionează omul, mă pasionează bunăstarea omului. În ce privește temperamentul meu, sunt o persoană care sare în ajutorul omului de rând al victimelor. Am fost și eu victimă a sistemului comunist, am plecat din cauza persecuției religioase și am rămas aceeași persoană care este indignată atunci când vede că o ființă umană slabă, o victimă, este victimizată de cei mai tari din jurul lor, fie că este vorba de un sistem politic, fie că este vorba de un curent intelectual, fie că este vorba de o mișcare socială, fie că este vorba de un sistem politic, o țară și așa mai departe, corporație, de exemplu. În Statele Unite practic avocatura în domeniul dreptului civile. Specialitatea mea este dreptul la nediscriminare la locul de muncă și de 23 de ani încoace, fiind avocat, am judecat în mod constant corporațiile mari ale lumii care discriminează împotriva oamenilor rând, a muncitorilor, nu le dau pensiile sau îi concediază pe motive care nu sunt bine fondate. Mai ai omul de rând vreo șansă în fața acestor mari corporații? Am văzut atâtea exemple dureroase pentru mulți. Dacă omul de rând și politicienii își unesc forțele pentru a redresa aceste probleme, dacă permitem acestor abuzuri să continue fără a fi remediate, putem spune că omul de rând nu are nicio șansă. Corporațiile mari sunt mari, sunt chiar foarte mari, intimidează chiar și statele puternice ale lumii, așa este la Google, cine poate controla Google. Dar într-un stat de drept, legea încă are efect și poate corecta anumite abuzuri, inclusiv cele de la locul de muncă. Sunteți așadar o voce pentru cei care nu pot vorbi pe ei înșiși? Da, reprezint în tribunale americane oameni care au nevoie de o voce, care au nevoie ca ceva să le pledeze cauza și problemele care le au. Acesta sunt eu, Petre Costea. Unde v-a surprins momentul 1989? Eu cred că ceea ce s-a întâmplat atunci, ceea ce ați făcut atunci, este definitoriu pentru relația sufletească pe care o aveți cu țara noastră. Da, 89 decembrie 89 a fost un moment de turnură pentru viața mea. Înainte de decembrie 89 mă gândeam că numărul 1 nu o să mai pășesc niciodată în România, având în vedere circumstanțele politice și comunismul care a ridicat un de despărțire între mine, părinți și țară. Dar prin așa rânduit Dumnezeu, am convingerea aceasta în decembrie 89, cumva am ajuns înapoi în România,
Am ajuns pe decembrie 16, după ce a izbucnit Revoluția Anticomunistă din România. Am ajuns la Arad pe 17 și am văzut oameni în stradă, n-am stat acasă, m-am bucurat, m-am înrolat în acea revoluție pentru libertate și am simțit în zilele acelea că Dumnezeu îmi vorbește, că relația dintre mine și poporul în care m-am născut și de care m-am dezlipit în 78 nu s-a terminat și că va veni o vreme când voi fi o binecuvântare și pentru națiunea în care m-am născut. Spuneam mai devreme că v-ați constituit așa într-o voce a celor care poate nu pot de unii singuri să facă ceva și în același timp o voce pentru valorile în care credeți. Știu că ați vizitat țara des de la Revoluție încoace și știu că ați avut câteva proiecte în care v-ați implicat nu doar în țară, cât și pe plan internațional, la nivel european. Ce ne puteți spune despre aceste proiecte? Început din 2005 am devenit foarte preocupat de evoluția sau involuția valorilor la nivel de România, la nivel de Statele Unite, la nivel global, european, dacă doriți. Și m-am dat seama că există o ascensiune a non-valorilor în detrimentul valorilor autentice. Lucrul acesta m-a preocupat și pot să spun că ceea ce m-a determinat să mă implic, m-a motivat să mă implic în starea lucrurilor din cetate, cum spune Biblia, a fost faptul că am văzut că cei puternici, cei care au resurse financiare, resurse de lobbying, resurse politice, parcă caută să anihileze valorile noastre tradiționale ale majorității covârșitoare a românilor, a Europei, a Statelor Unite. Deci în acel moment am decis că eu mă voi implica ca să reprezint valorile și ceea ce care ne sunt dragi și să le promovez. În noiembrie anul trecut, spuneam, v-ați anunțat candidatul pentru Parlamentul European ca și deputat independent. A fost un lucru natural, organic, normal acestor demersuri? Urma ceva mai mult? Sau s-a întâmplat ceva anume ce v-a determinat să fiți în această luptă, care nu e tocmai ușoară? A fost o ascensiune graduală, dacă aș putea spune așa. Deci nu s-a întâmplat un incident specific care m-a determinat să fac această decizie. Mi se pare cumva firesc să treceți pe treaptă mai sus. Exact, mi s-a părut ceva firesc pentru că uitându-mă în spatele meu, am văzut expertiza care eu am, am văzut etapele de ascensiune pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața mea. Și am ajuns la punctul unde, asemenea lui Neemia, parcă Dumnezeu mi-a pus întrebarea, ce vrei? Deci a ajuns la un punct unde Dumnezeu îmi spunea mie, în interiorul meu, te-am binecuvântat, ți-am dat o poziție, ți-am dat libertate, ți-am dat educație, ți-am dat resurse, acum ce vrei? Și răspunsul meu de Dumnezeu a fost, vreau să promovez valorile creștine într-o societate seculară, care devine tot mai seculară, zi ce trece, fie că e vorba de România, fie că e vorba de Uniunea Europeană. Așadar, suntem în 2014, suntem în an electoral. Țările membre Uniunii Europene își aleg deputați care le vor reprezenta interesele în Parlamentul European. Vor fi 751, din câte am citit eu, de deputați în total. Fiecare țară are repartizat un anumit număr de deputați. În funcție de ce criterii se face repartizarea acestui număr? România, am citit undeva, are drept la 32 de deputați anul acesta. Pe ce criterii se alege acest număr? Populație. Populație din fiecare țară. România în 2009 a avut dreptul la 33 de locuri în Parlamentul European, dar în urma ultimului recensământ al populației, acum un an sau doi, populația României fiind mai mică, României i s-a alocat doar 32 de locuri în Parlamentul European. Unul dintre ele a fost dat Croației, care a intrat în Uniunea Europeană în iunie, mi se pare, anul trecut. Da. Bun. Odată ajuns în Parlamentul European, de obicei deputații se afiliază grupurilor politice care sunt acolo, de mai multe culori, în jur de 7, dacă nu mă înșel, sunt în acest moment. S-ar putea să nu fie informația corectă. Intenționați să rămâneți un deputat independent, neafiliat, sau credeți că există un grup în Parlamentul European în care vă regăsiți și în care ați putea să acționați odată ajuns acolo? Răspunsul care pot să vi-l dau este afirmativ, într-un anumit sens, și negativ în anumit sens, într-un alt sens. Negativ în sensul că voi căuta să-mi păstrez independența, pentru că un independent poate să spună ce
Dumnezeu îi pune minte, ceea ce conștiința îi pune minte, ceea ce oamenii care l-au votat spun că trebuie să spună. Pe de altă parte, îmi dau seama că există o realitate de care va trebui să țin și eu cont, și anume că sunt grupuri parlamentare. Natural voi căuta să mă afiliez, ce sens? În sensul de a promova rezoluții, de a vota rezoluții, de a opune rezoluții cu grupul parlamentar care se identifică cel mai mult cu valorile mele creștine și cu valorile creștine ale poporului român. Sunt anumite grupuri sau grupulețe în Parlamentul European care promovează aceste valori și voi căuta să cooperez și să lucrez cu aceste grupuri și în ultimul rând, voi căuta să influențez aceste grupuri și să dau o traiectorie ideologică corectă din perspectiva creștină a acestor grupuri. Până unde sunteți dispus să mergeți când e vorba de compromis și de valorile dumneavoastră? Sunteți dispus să mergeți până la capăt, luptați pentru ele sau vă gândiți, e mai important să rămân aici, las-o pe astea să treacă de la mine, că la următoare o face mai bine? Cum gândiți dumneavoastră lucrurile? Pentru că așa se începe, de la pași mărunți. Înțeleg. Nu mă amintesc niciodată în viață să fi făcut vreun compromis. Poate l-am făcut, dar Icico, poate nu mă amintesc eu, dar nu mă amintesc niciodată să fi fost vorba de principii fundamentale de conduită, integritate, interacțiune între ființele umane, unde să fi făcut vreun compromis. Deci nu este în natura mea, dacă voiam să fac un compromis, în 78 rămâneam în România. Puteam să o fac, eram un tânăr destul de inteligent pe vremea aceea, puteam să abandonez clința și să obțin un carnet de partid și să intru la școală în România, să fac drept în România și să ajung undeva în alte Românie comuniste. Nu am făcut-o pentru că nu am făcut compromis. Suntem în acest moment la mai puțin de 100 de zile de momentul alegerilor. În mai 22-25 vor fi alegerile pentru deputații, pentru Parlamentul României. Sunteți în plină campanie de informare și de strângere de semnături pentru a vă putea trece pe liste. Cum este primită campania dumneavoastră în rândul românilor? Este primită cu, aș spune, foarte mult entuziasm. Este interesant că aproape în fiecare zi primim un telefon nou de la un grup nou, de la o organizație nouă, de la o ființă umană simplă de într-un colț al României, care a citit despre noi, ne-a găsit online și ne încurajează, dorește să sprijine, dorește să strângă semnături pentru campania noastră și îmi face o plăcere deosebită să am conversații telefonice cu dânsii. Trebuie să strângeți, spuneam, 100.000 de semnături pentru a putea candida ca și deputat independent. E un număr mare de semnături. Există anumite reguli care privesc aceste semnături? Și anume, e nevoie de o anumită dispersie geografică, în primul rând, de la care multe zone din care să obțineți aceste semnături pentru a putea fi validate. Da, dispersia geografică nu e necesară. De semnăturile pot fi luate din întregul spațiu românesc, așa numesc eu, fie că e vorba de România, fie că e vorba de Ucraina, de Republica Moldova, Statele Unite, peste tot unde locuiesc cetățeni români în întreaga lume, fiecare cetățean român poate să dea semnătura în sprijinul campaniei noastre, atâta timp cât este în posesia unui pașaport românesc valabil sau al unui buletin de identitate românesc valabil. Se poate vota online? Nu se poate vota online. Din păcate. Din păcate. Deci semnăturile trebuie luate manual, ca să spunem așa, fiecare persoană semnează un tabel, tabelele vor fi centralizate mai apoi și așa mai departe, nu? Corect. Bun. Cine poate aduna semnături pentru dumneavoastră? Orice persoană de la vârsta de 18 ani în sus poate să devină un voluntar care să strângă semnături pentru noi, de la colegii de lucru, în familie, rudenii, în satul în care locuiește, la locul de muncă, la bloc, în biserică, în parohii, peste tot. Și cum anume centralizați mai apoi aceste liste? Unde se adună ele? Cum să procedeze cei care doresc să adune aceste semnături? Persoanele care strâng semnături, așa la nivel individual, sunt rugate să intre pe site-ul oficial de campanie, care este www.costia-parlamentuleuropean.ro.
și acolo vor găsi instrucțiunile să trimită tabele. De exemplu, vă dau un exemplu, ne-a sunat o tânără din județul Tiri acum câteva zile, ea singură strânsese vreo 50 de semnături și ne-a întrebat ce fac cu ele. Natural, am spus, trimite direct la Cluj. Adresa noastră de campanie este strada Venus, numărul 6, Cluj-Napoca, România. Dar avem și lideri de județ, deci sunteți de asemenea rugați să intre pe site-ul nostru oficial. Avem o hartă interactivă, să clic pe județul în care ei locuiesc și acolo vor fi persoane de contact pe care pot suna să le spună, hei, am 5-10-11 tabele completate de semnături și se conectează cu persoana respectivă și dau mai departe tabele, iar liderul de județ aduce semnăturile la Cluj. Așa, sursa cea mai la îndemână de informații este site-ul www.costea-parlamentuleuropean.ro pentru cei care sunt interesați. Exact. Bun. Sunteți, după cum spuneam, în plină campanie de informare, sunteți prezent cât mai multe orașe și este normal în aceste zile, chiar mi-am notat, pentru cei care doresc să vă urmărească în aceste zile. Astăzi, 3 martie, sunteți la Cluj, mâine pe 4 la Oradea, pe 5 la Chișinău, pe 6 la Iași și Galați, pe 8 la Brașov și Sibiu, pe 9 martie la Suceava și la Bistrița. Vă doresc multă putere în această campanie pe care ați început-o, să ajungeți în toate locurile în care ați programat și să aibă campania impactul pe care vi-l doriți. Mulțumesc. Campania electorală propriu-zisă începe cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. Cum priviți în acest moment, acea lună de dezbateri și de luptă și de convingere a oamenilor a vă da votul lor? Spuneam colegilor de campanie ieri că aștept cu nerăbdare 25 sau 26 aprilie să lansăm campania electorală. Avem multe de spus, foarte multe de spus. Avem mesaj pozitiv, un mesaj care încurajează, un mesaj care spune se poate, se poate, se poate. Avem nevoie de votul dumneavoastră pentru a ajunge acolo și a schimba lucrurile. Și am simțământul că lucrurile se vor schimba. Se pot schimba, se pot schimba. Și am simțământul că se vor schimba, asta se poate face numai cu sprijinul tangibil al cetățenilor, al celor care votează. Și cred că veți găsi corespondentul în mulți oameni care au nevoie de cineva să reprezinte în ceea ce cred. Vorbeam despre valorile pe care le reprezentați. Știu că sloganul dumneavoastră este pentru familie, pentru viață, pentru libertate religioasă. Ce înseamnă aceste valori practic pentru dumneavoastră? Ce reprezintă pentru dumneavoastră familia, dreptul la viață și la libertate religioasă? Înseamnă esența vieții, înseamnă esența unei societăți civilizate. Asistăm la involuția rapidă a valorilor din nefericire și îmi face impresia, citind materialele, multele materiale care le citesc, că poate la începutul civilizației, când o fi fost acum 5 ani, 6 ani, 7 ani, societatea s-a confruntat cu o problemă similară, valori și non-valori. Și societatea atunci a decis că acest set de valori trebuie protejate și promovate. Și ca rezultat, societatea umană a evoluat din barbarism, dacă vreți, din necivilizație în civilizație. Dar acum, după 4-5 mii de ani, asistăm la o involuție a valorilor, unde societatea pune la îndoială valorile care au asigurat supraviețuirea multimilenară a societății. Și succesiunea extrem de organizată și de logică a unei generații după altă generație de oameni și așa mai departe, la nivel biologic, la nivel social și așa mai departe. De aceea, pentru mine, valorile sunt esențiale, pentru că dacă nu promovăm și protejăm ceea ce am moștenit de la părinții noștri, valorile familiei, dreptul la viață al copilului născut, libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de conștiință și libertatea religioasă, îmi face impresia că vom involua dintr-o societate civilizată în una necivilizată. Știu că timpul este scurt, dați-mi voie să vă dau un exemplu, de exemplu avortul. Prima dată citim despre avort, specific despre avort, în jurământul lui, cum se spune românește? Hipocrate. Unul dintre lucrurile pe care Hipocrate a spus că nu le va face a fost că el va da leacuri unei femei care se cauzeze avortul. Deci imaginați-vă încă acum, și eu, nu știu când a fost adoptat acel jurământ al lui Hipocrate, se pare pe la 800-900 de Hristos. Deci de aproape 3000 de ani societatea umană a avut lucrul acesta în conștiința ei, nu e bine să avortezi. Ori, dacă continuăm să avortăm și transformăm avortul într-un drept al omului, într-o non-valoare, asta câteva generații de oameni va impacta radical
deția societății și involuția societății civilizate într-o societate necivilizată, pentru că la urma urmelor cel mai important dintre toate drepturile la care ne putem gândi este dreptul viață, din momentul concepției până la moartea naturală. De ce credeți că în România se întâmplă lucrul acesta? De ce credeți că România este pe primul loc la numărul de avorturi în Europa? E vorba de felul în care am luat cultura occidentală așa cu lopata după Revoluție? E vorba de egoismul de care dăm dovadă? Punem sărăcia în față și neîmplinirea noastră și ne gândim puțin la efectele a ceea ce face? România este totuși pe primul loc la numărul de avorturi. Aveți dreptate și cred că explicația este pe cea care de fapt dumneavoastră ați dat, a spus că am luat din Europa cu lopata după Revoluție. Din câte mă amintesc eu, încă eram în România, mi se pare la 2-3 zile după ce Ceaușescu a fost executat, România a fost abolită pedeapsa cu moartea și a fost legalizat avortul. Natural știm ceea ce s-a întâmplat în România pe vremea lui Ceaușescu, avorturile și natalitatea forțată, nenaturală. Reacția a fost chiar extremă. Am trecut la cealaltă extremă. Din nefericire, în România, în opinia, până la ora actuală, nu a avut loc o dezbatere rațională, o dezbatere națională privind avortul. Găsesc această dezbatere civilizată, aș spune eu, de exemplu, în Statele Unite, unde eu locuiesc. Oamenii discută problema aceasta aproape zilnic, la nivel rațional. Găsesc această dezbatere și în alte părți ale lumii. România, din nefericirea, nu se poartă. Și nu se poartă pentru că forurile politice nu vor să aducă în discuție subiectul acesta. E un subiect incomod. Din nefericire, bisericile s-au trezit cam târziu să aducă la suprafață acest subiect. Dar oameni de bună credință, ca și mine și ca și dumneavoastră și ca și ascultătorii noștri, trebuie să fie atenționat că avortul e problema, adică eu, numărul 1 a României. În 50 de ani, spun specialiștii, ceasul biologic al României va înceta să mai bată. Deci toți vom fi oameni bătrâni, vor fi tot mai puțin tineri și copii născuți și în câteva sute de oameni nu se va mai vorbi limba românească pe această planetă. Miza este enormă. Da, pare așa o conspirație între societate, între medici, între politicieni care țin sub pătură toată această problemă și nu o discută, cum spuneați, pentru că ăsta poate ar fi un începutul. Și poate n-ar strica să începeți la un moment dat o campanie națională de conștientizare a populației cu privire la această problemă. Poate lucruri care să vizioneze, lucruri care să-i șocheze și ca să lucreze la conștiința lor pentru a face practic ceva. Da, cum spuneam la început, dreptul la viață al copilului născut este unul din pivoții campaniei mele informative la ora actuală și va fi un pilon fundamental al campaniei mele electorale și al mandatului meu ca europarlamentar, fără nicio îndoială. Cultura occidentală, considerată a fi o cultură foarte evoluată, deja foarte civilizată, a îmbrățișat deja de mult multe valori care nu mai corespund cu valorile familiei, a vieții și a libertății religioase. Spuneați că ne îndreptăm spre o dezumanizare a acestor lucruri. Ei spun că merită și că este prețul pe care să-l plătim în urmele evoluției, că toate aceste valori sunt învechite. Cum veți reuși să vă puneți punctul de vedere și care sunt argumentele pe care să le aduceți pentru a susține aceste valori, care practic țin echilibru și au ținut echilibru de atâtea zeci de ani în Europa creștină? Argumentele pot fi de două tipuri. În primul rând sunt argumentele la nivel rațional. Și în al doilea rând sunt argumentele la nivel de credință, la nivel de decență, la nivel de valori, vorbind doar despre valori. La nivel de rațiune, trebuie să ne oprim și să ne dăm seama că am transformat acest continent într-un mormânt care încă nu este astupat, dar un mormânt în care parcă intenționăm să îngropăm civilizația europeană. Europa se confruntă cu o criză demografică nemai întâlnită în istoricul ei. Deci e un argument rațional care trebuie luat în seamă și sunt și alte argumente raționale. De asemenea, argumentele, cum spuneam, la nivel de credință, de valori, la nivelul de decență umană. Am devenit o societate zgârcită, o societate în care adulții își promovează drepturile lor în detrimentul copiilor, în detrimentul viitorului, în detrimentul copiilor nenăscuți. Suntem o generație
fericită. Așa ne-a învățat să gândim secularismul. Creștinismul nu gândește așa. Creștinismul este o credință altruistică. Ce e bine pentru aproapele meu e pentru mine. Nu, ce e bine pentru mine e bine și pentru aproapele meu. Ori, atitudinea este doar pentru azi, nu pentru mâine. În general, trebuie să vă întreb asta. Chiar dacă nu vor recunoaște, politicienii au și au demonstrat că au motive ascunse pentru care candidează, altele decât de a promova proiectele pe care le propun în campanie. Mulți caută puterea, mulți caută banii, averea și așa mai departe. Cum vă raportați acestor valori dumneavoastră ca și candidat, ca și deputat independent creștin în Parlamentul European? Cu răspunsul cel mai simplu și la subiect în ceea ce privesc banii, eu voi pierde bani. Fi avocat în Statele Unite nu e un lucru de apucat, mai ales fiind avocat de peste 20 de ani, 23 de ani, practic avocatorul de 23 de ani, deci am o mulțime de clienți, mii și de clienți, chiar mă înspăimânt gândindu-mă că în 10 zile de acum voi fi din nou la birou și voi avea poate sute de telefoane și mesaje electronice. Veți avea de recuperat. De recuperat mult de la client și mai departe. Deci voi pierde bani. Vă spun sincer, nici nu știu câți bani face un europarlamentar, înțeleg că face 5.000, 7.000 de euro pe lună, care nu va compensa pe departe venitul meu ca avocat câștigat dintr-o muncă cinstită. M-ați întrebat după aceea în ceea ce privește puterea. Nu caut putere, caut poziția. În ce sens? Nu în sensul negativ, ci în sensul pozitiv. Totdeauna Fiul lui Dumnezeu, Fiul Luminii, care au schimbat cursul istoriei, au fost într-o oarecare poziție, într-o poziție de vârf, într-o poziție de cap, nu într-o poziție de coadă. Exemplele astea sunt multe în Vechiul Testament. Deci nu mă interesează puterea, puterea am în Statele Unite, nu vreau să prelungesc acest interviu, dar vă spun, eu posed o cărticică mică, membru în barăul de avocați al statului Texas. Și acest card mic care îl am îmi dă puterea să trag la răspundere cea mai mare corporație din lume. Pot să trag la răspundere Guvernul Statelor Unite dacă lezează drepturile clienților mei. Am dat în judecată țări, am dat în judecată Guvernul Federal American, Guvernul Statului Texas și așa mai departe. Deci nu e chestie de putere, nu e chestie de vanitate. Puterea care o am prin profesia mea e într-un sens enormă. Doresc poziția aceasta nu pentru mine, pentru români, pentru creștini, pentru a pune acolo o voce autentic creștină, zic eu, care să strige asemenea lui Ieremia. A venit vremea să facem o pauză, să ne gândim unde am plecat și care sunt consecințele acestor politici negrite, vreme de 20, 30, 40 de ani. Opriți-vă, hai să stăm la masă, la nivel rațional, să uităm la statistici, să discutăm consecințele. Și unde mergem de aici încolo. Asta nu putem face din afară. Nu putem face numai dinăuntru. Nu e niciun mai potrivit decât prezentul și cred că este important să luăm atitudine acum. Cu ce credeți că ne vom confrunta în viitor dacă nu începem să ne facem vocea auzită? Care e miza pentru care luptați? Simplu spus, non-valorile se vor transforma în drepturi ale omului și când o non-valoare, nu are importanță cât de ochiată, se transformă într-un drept al omului. E extrem de dificil să transformi un drept al omului, adică să interzici exercitarea unui așa numit drept al omului. Vă dau de exemplu, eutanazia. O noțiune cât se poate de ochiată. Există presiuni în Parlamentul Europei și în Consiliul Europei pentru recunoașterea unui drept la suicidul asistat și la eutanazie. Acum câteva săptămâni, Belgia, vârful de lance al secularismului și non-valorilor europene, a legalizat eutanasierea copiilor. E incredibil. Imaginați-vă dacă lucrul acesta va fi transformat într-un drept al omului la nivel european. Deja e un drept al copilului în Belgia. Cine ar putea stopa acest așa numit drept artificial creat peste noapte într-o țară cu 10 milioane de locuitori?
Belgia, pe de parte, a mai fost fruntașă în adoptarea unor măsuri foarte ciudate și deocheiate, putem să le spunem, măsuri care mai apoi încet încet le-au adoptat și restul statelor din Uniunea Europeană. Aveți dreptate, e vorba de parteneriatele civile, mi se pare Belgia a fost prima țară care le-a legiferat, mi se pare a fost prima sau a doua țară din Europa care a legiferat căsătorile homosexuale, prima țară din lume care a legiferat eutanasia. Și așa mai departe. Și uitați-vă, vorbind rațional, uitați-vă la consecințe din Belgia, jumătate din Bruxelles nu mai e belgian, e străin, e musulman, și așa mai departe. Își pierd țara. Așa s-a întâmplat acum 3 de ani cu poporul Israel. Ieremia le-a spus din nou și din nou și din nou. Ați făcut multe gafe, v-ați avortat copii, adică i-ați dat copii ca jertfă lui Moloch, v-ați ars în foc copiii pentru Moloch și Dumnezeu a spus, s-a terminat. Țara, o pierde țara. S-ar putea ca același lucru să se întâmple și în această Europa. Belgia, Franța. Deci la nivel rațional se pot discuta. Uite consecințele. Nu vreau ca așa ceva să se întâmple în România în care m-am născut, vă spun cinstit. Se ajunge și la alte situații surte. Vorbeam cu un pastor din Olanda acum câțiva ani care îmi spunea că este îngrijit de faptul că el are în acest moment libertate religioasă și libertate de a-și administra biserica după valurile creștine de mii de ani. Însă în momentul în care parteneriatele civile au fost acceptate, ar putea să trezească cu un cuplu de homosexuali, de exemplu, care să-i solicite să-i cunune. Ori, dacă el nu respectă drepturile lor, ar putea la un moment dat să poată să fie tras la răspundere. Care e mai importantă, dreptul civil al omului sau dreptul de libertate religioasă? Și multe alte discuții de acest gen periculoase, zic, care se pot naște și situații. Dacă nu, facem ceva, ori într-o direcție, ori în cealaltă. Da, aveți dreptate, e vorba aici despre un clash, adică o ciocnire între drepturi fundamentale și drepturi frivole, l-aș spune eu. Da. Nu poți pune în balanță, nu poți pune la același nivel un drept fundamental practicat sau recunoscut de societate la nivel global și universal vreme de mii de ani, cu un drept frivol creat peste noapte, dreptul la parteneriate civile. Și să afirm că acest drept frivol creat peste noapte baculează sau dă la o parte, deturnează acest drept al libertății de conștiință și libertății religioase. După principiile mele și ceea ce cunosc din jurisprudență este de negândit. Ar fi de negândit, de conceput pentru mine să văd o decizie judecătorească emisă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de exemplu, care să afirme că uniunile civile dă la o parte libertatea religioasă. Deci, acestea au precedență asupra libertății religioase și de conștiință. Ce șanse de reușită considerați că aveți în acest moment, realist vorbind? Prin credință, în primul rând, la nivel rațional și la nivel credință. Prin credință toate lucrurile sunt cu putință lui Dumnezeu. Deci avem credința că vom izbuti, vom reuși. La nivel rațional, la nivel pragmatic, avem nevoie de 100.000 de semnături care trebuie să înregistrăm la autoritățile României până pe 26 martie. Iar după aceea avem nevoie de 3,2% din toate voturile valabile exprimate pe 25 mai. Deci este posibil această acțiune cu implicarea creștinilor. În țara aceasta sunt milioane și milioane de oameni de bună credință creștini care, este dorința mea și rugăciunea mea, se vor prezenta la vot, vor fi cumva motivați și mișcați să-și dea seama că anul 2014 e un an decisiv pentru valorile Europei și că din acest mic Nazaret care se numește România, ceva bun poate să iasă. Amin. Au ieșit și cu alte prileji în istorie și cred că în ceea ce privește direcția Europei, din acest înainte, cred că România trebuie, acest Nazaret al Europei trebuie să-și facă amprenta. Să-și lase amprenta. Să-și lase amprenta, da. Așa e. Deci, pentru final, așadar, să reamintim spectatorilor faptul că sunteți în campanie de strângere de voturi, aveți nevoie de 100.000 de voturi pentru a vă putea trece pe liste. Poate să semneze oricine, chiar și diaspora din orice țară, dar trebuie să semneze peste liste care mai apoi se vor centraliza la Cluj. Și cea mai la îndemână, așadar, era site-ul www.costea-parlamentuleuropean.ro pentru toți cei care vor să se implice și să semne semnături pentru candidatura noastră. Corect. De asemenea, vreau să recomand celor din diaspora care urmăresc acest program. Pe site-ul nostru aveți contacte în Belgia, în Franța, în Italia,
în Statele Unite, în Marea Britanie. Deci la locuiți în țările acelea, vă rugăm să vă conectați cu persoanele semnate, să ia semnături și să gireze acest proiect pe noi în diaspora. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați rupt din timpul atât de prețios în această perioadă pentru a fi noi în platou. Vă dorim mult ce Dumnezeu să vă însoțească în lupta aceasta, să vă dea putere și izbândă în tot ce vă propuneți. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, dragi prieteni, că ați fost alături de noi. Așadar, implicați-vă. Iată, avem o voce care vrea să lupte pentru valorile în care credem cu toții. Până data viitoare, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune. La revedere!